Hei, bine, bine ați revenit pe canalul meu, astăzi am revenit cu un nou videoclip pe acest canal. Mă aflu astăzi aici în fața voastră în forță cu cea de-a doua parte a videoclipurilor legate de tulburările alimentare în viața adolescenților. În prima parte v-am povestit experiența mea și cum a fost să trec eu printr-o tulburare din aceasta alimentară, cum mi-a fost mie de la A la Z. Aveți videoclipul pe canalul meu. Iar în cea de-a doua parte, după cum v-am și spus în primul videoclip, urma să revin cu alte 20 de povești de ale voastre. După cum unii dintre voi trebuie să știți, am pus pe contul meu de Instagram un anunț astăvară în care v-am rugat cei interesați să îmi scrieți, să-mi răspundeți la acel story și cei care mi-ați scris, mă rog, o parte din voi, pentru că, bineînțeles, nu am putut să vă ofer tuturor această șansă, dar o să mai vină videoclipuri de genul acesta. V-am trimis un formular pe care v-am rugat să îl completați legat exact de acest subiect și anume tulburările alimentare în viața adolescenților. Doamne ferește, deci cred că trebuie să-mi prind părul pentru că voi nu înțelegeți. Voi nu înțelegeți, deci eu ieri m-am dat cu fixativ, dar foarte puțin, știți? Foarte puțin. Și acum, în orice poziție mi-aș pune părul, îmi stă în poziția aia, dar nu este un lucru bun, pentru că doar pare că sunt extrem de jegoasă. Mă rog, ceea ce și sunt, în fine. Ce drept, mi-a fost foarte greu să abordez această temă. Și asta pentru că ideea mea inițială era pur și simplu să iau și să discutăm fiecare poveste în parte, doar că, bineînțeles, am ajuns la concluzia, după ce am filmat 5 ore, că acest lucru nu este posibil, pentru că ne-am fi lungit mult prea mult. Prin urmare, vin astăzi cu... Vă rog frumos, lăsați-mă să-mi prind părul, că nu... Am primit 21 de răspunsuri, deci pe baza acestora mi-am făcut eu studiul, ca să spun așa. Dar din ele mai scădem vreo 3 așa, pentru că se pare că nu toată lumea a înțeles foarte bine ceea ce am vrut să spun prin tulburare alimentară. Eu apreciez fiecare contribuție, în schimb, îmi este puțin cam greu să iau în calcul pe cei care mi-au vorbit despre febră, despre indigestie, despre toxinfecție alimentară. Prima întrebare pe care v-am pus-o a fost dacă v-ați confruntat vreodată cu vreo formă de tulburare alimentară, la care, după cum observăm, 47,6% mi-ați răspuns că nu știți exact cum să definiți această problemă pe care ați avut-o voi și 52,4% ați răspuns că da. Scopul meu, cumva, în acest videoclip este să luăm și să discutăm cazurile pe care mi le-ați prezentat voi aici și să vedem dacă putem să ajungem la o concluzie. Eu o să vă dau sfaturi dacă mai am pe parcurs, pentru că consider că este un subiect destul de important care nu trebuie neglijent. Bineînțeles că sfaturile o să vi le dau din punctul meu de vedere al unui copil de 17 ani care nu știe nici el prea multe, așa că vă anunț de pe acum că o să vi le dau cu inima deschisă și voi să fiți cu inima deschisă când ascultați ceea ce am eu de spus sau ceea ce au avut ceilalți de spus despre stările lor și tulburările pe care le au îndurat. Nu vreau să mă mai lungesc, așa că haideți să începem, pentru că până la urmă o să ne găsim noi cuvintele pe parcurs. Adică eu, sunt doar eu aici, nu știu ce am spus noi. A doua întrebare pe care ați găsit-o a fost tipul tulburării pe care ați avut-o, adică să îmi definiți cam ce credeți voi că ați avut, că ați suferit. După cum observați și din graficul pe care sper să vi-l las pe ecran, pe care l-am făcut foarte frumos în Excel, skill-urile mele, sper că observați skill-urile de Excel. Observăm că 21% în top avem body dysmorphia. Pentru cei care nu știți, este vorba de o imagine distorsionată pe care o ai tu despre tine, o imagine de sine care nu reflectă deloc realitatea, ceea ce înseamnă că tu te uiți, să zicem, în oglindă și observi o anumită, nu știu, imperfecțiune la tine, e bine, tu iei acea imperfecțiune și o multiplici de vreo 50.000 de ori, da, lucru pe care oamenii din jur nu o să-l vadă, ceea ce înseamnă că poți să te uiți în oglindă și să te vezi mult mai urât decât ești de fapt, mult mai gras, mult mai slab, mult mai cu urechile clopăuge, cu nasul strâmb, cu ochii mișiți, cu... Cred că ați înțeles ideea. De lucrul ăsta pot să spun că majoritatea dintre noi suferim într-un anumit punct al vieții, adică ceea ce vă recomand eu acum, nu știu, mie așa mi se întâmplă când am momente din acestea în care mă uit în oglindă și zic îmi fac o poză, nu mă uit la ea, eventual o bag și la haide doar să nu mă mai văd, dar după 3 săptămâni, 4 săptămâni, 2 săptămâni, 2 zile, când îmi trece și mă simt așa mai, nu știu, dacă
De obicei se oprește o babă pe stradă și îmi zicea, mă, micuță, ce frumos ești. Atunci am crește, știți, în momentul ăla îți crește așa puțin confidențul și atunci te uiți din nou la pozică. Și te uiți la pozică și zici, hai mă, că nu eram chiar atât de rău. Și așa am făcut la început, până când mi-am dat seama că, măi, de cele mai multe ori, când ai un moment în care ești super low, te și vezi super low și nu ai cum să te vezi mai bine oricât de mult ai încerca. Oricât de mult ai încerca în momentul ăla să, nu știu, să te machiezi, să te moțezi, să te îmbraci, să te parfumezi și așa, de obicei nu o să ți se schimbe starea. Așa că, până la urmă, tot timpul le rezolvă pe toate. Asta o să observăm în toate cazurile pe care o să le discutăm astăzi. În continuare, cu 17% avem la egalitate 17% binge eating și 17% dintre voi nu știți ce aveți sau vă este frică să mergeți la doctor. Spune cineva aici că aș defini-o ca mâncatul în cantități foarte mari într-un timp foarte scurt pe fond de stres, anxietate sau chiar plictiseală. Deci, un mâncat exact așa, compulsiv, care de multe ori nu se justifică. Adică nu este din cauza foamei sau ceva rău. Da, pentru că până la urmă o să ajungem la concluzia în videoclipul acesta că mâncarea are acest scop, guys, să te hrănească. Știu. Vin cu informații inovatoare. Este foarte importantă și următoarea categorie, și anume a oamenilor care nu știau ce au. Și asta demonstrează faptul că nu orice poate fi neapărat încadrat într-o categorie și nu trebuie neapărat să pui o etichetă, pentru că de multe ori, dacă pui acea etichetă, poate te face tocmai să te simți mai prost și mai bolnav, ceea ce nu ne dorim. Spre exemplu, nu știe cum s-ar numi, căci mi-a fost și încă mi este frică să caut detalii, dar treceau perioade lungi, între 10 sau 12 ore, fără să mănânc. Apoi mă forțam singură să mănânc, dar foarte, foarte puțin. Cumva, în loc să-mi ascult corpul, nu mâncam când îmi era foame, ci când credeam eu că mi-am meritat mâncarea, ceea ce era insuficient și rar. Mă bucur că ai ajuns la concluzia că era insuficient și rar, atunci treaba mea este mult mai ușoară. Bineînțeles că asta o să vă repet pe parcursul videoclipului, că vă rog frumos, deci eu am această obsesie. Bineînțeles că fiecare trece prin momente și perioade ale vieții și este normal, mai ales la vârsta noastră, când abia îți dai seama pe ce lume ești și descoperi că poți să faci și să nu faci chestii. Atunci este normal să apară genul ăsta de comportament, dar trebuie să fii conștient că totuși ești un om rațional. Natura te-a înzestrat cu un creieraș pe care este indicat să-l folosești și la fel te-a înzestrat cu anumite organe pe care este necesar să le îngrijești. Așa că vă rog frumos, puneți-vă sănătatea în top, pentru că este un element foarte important și nu vă bateți joc de nevoile voastre. În continuare, pe culoarea galben avem bulimie cu 13%. Bulimie, practic, după ce mâncam o grămadă de stres, nervi sau orice altceva, încercam să vomit totul. Câteodată nu ajungeam să vomit, dar începeam să nu mai mănânc nimic, dar tot nu mă puteam opri când eram stresată rău. Bineînțeles că o să vorbim mai în detaliu, pentru că o să vedeți că pe parcursul videoclipului o să și detaliem puțin aceste probleme, așa că nu vă îngrijorați dacă acum trecem mai repede prin ele. Este vorba doar de raportul tipurilor de tulburări din acest studiu. 8%, am spus eu aici abținere, ceea ce am vrut eu să spun prin abțineri. Treceau perioade lungi, între 10 și 12 ore, fără să mănânc. Apoi mă forțam singură să mănânc, dar doar foarte puțin. Cumva, în loc să-mi ascult corpul, nu mâncam când îmi era foame, ci când credeam eu că mi-am meritat mâncarea, ceea ce era insuficient și rar. Evident, să-ți meriți mâncarea nu există. Mâncarea o mănânci pentru că trebuie, nu pentru că meriți. Suntem în 2023, guys, și trebuie să fim conștienți că absolut toată lumea merită să mănânce, pentru că este o nevoie fiziologică, nu este... Okay, am încercat să caut o comparație de ăștia, dar n-am găsit-o, pare eu. Dacă simțiți că aveți genul ăsta sau treceți prin genul ăsta de perioade, ascultați-vă corpul și în momentul în care simțiți că vă e foame, este indicat să mâncați. Înțeles că este normal și este bine, întotdeauna există o cale de mijloc. De-aia zic, nu trebuie să treceți de la o extremă într-alta, pentru că și eu am fost în extrema cealaltă în care aveam senzația dacă absolut orice durere se rezolva cu mâncare. Am o durere de degețel în mijloc, eu de la piciorul sunt, n-am mâncat, trebuie să mănânc. Nici așa nu trebuie să ajungeți, pentru că este clar că nu absolut orice se rezolvă cu mâncare.
dar de foarte multe ori și majoritatea cazurilor, multe se rezolvă cu mâncarea și nu mă refer la mâncare în exces sau ceva, nu. Mă refer la simplele 3 mese pe zi, 2 gustări. Sau măcar 3 mese pe zi, vă rog. Hai, treacă de la mine. Treacă de la mine, nu vă pun să mâncați și 2 gustărele. Avem la celălalt pol al abținerilor forțările, oamenii care mâncau fără să simtă neapărat nevoia, doar că erau forțați de cei din jur. 8% avem anxietate. Cred că întotdeauna am avut o anxietate față de mâncare, corelată cu felul în care arată corpul meu. A început de când eram foarte mică. Mama mea obișnuia să își reflecte propriile insecurități față de mine, pe mine, pardon. Therefore, mă încuraja să țin diete ca să slăbesc. Pentru un mic context, am pic context, învăț și eu astăzi să citesc, am avut întotdeauna o greutate considerată normală. Și la egalitate, ultimele două, avem cu 4% anorexie și vomitat. Anorexia nervoasă reprezintă o tulburare de alimentație caracterizată printr-o greutate corporală anormal de mică, respectiv o teamă intensă de îngrășare, pacientul având o percepție distorsionată asupra greutății sale. Deci cumva este și îmbinată, merge mână în mână cu body dysmorphia. Băi, mie chiar îmi pare foarte rău, este un subiect foarte serios, doar că astăzi am o energie foarte bună, așa că mi-este greu să... Dar știți ce? Nu! De ce trebuie să fie totul atât de negru? Nu trebuie să vin și să vă plâng doar pentru că vorbim despre un subiect serios. Chiar nu trebuie. Pentru că, până la urmă, toate astea fac parte din viața noastră, dar și stările astea fac parte din viața noastră. Așa că trebuie să știm să le tratăm într-o simbioză. Aici am încercat să fiu deșteaptă, dacă nu v-ați prins. Am încercat, nu mi-a reușit. Vomitat. De ce nu l-am introdus la buimie, pentru că vreau să înțelegeți, poate unii dintre voi nu știți, că nu absolut, dacă vomiți din anumite cauze, nu înseamnă neapărat că ai bulimie. De exemplu, și eu am avut perioade în care vomitam din cauza eating disorder-ului pe care l-aveam, doar că nu avea legătură cu bulimie și nu erau deloc simptomele bulimiei. Îmi mai spune cineva că nu știe cum să definească această tulburare, dar poate să spună că a fost din cauza depresiei. Într-un fel, mă recuperam de la bullying și s-o dus în altă extremă. În primul rând, măi, ce-mi place că ești ardelean, nu știu de unde ești, dar acel s-o dus, mă unge pe suflet. Deci eu ce vă ziceam? Cred că am avut oximfecție alimentară. Băi, ești un scump, dar da. Am mai întâlnit aici și termenul de ortorexie, ceea ce am căutat și am aflat că este această obsesie pentru mâncatul sănătos, dar pe care, bineînțeles, o duci la extremă și din câte am învățat și noi din subiectul de la istorie cu epoca extremelor. Cine mă deranjează? Matei Dumitru, ca de obicei. Trebuie să găsim un echilibru în viață, să nu o ducem dintr-o extremă într-alta, pentru că nimic nu este bine și știu că de multe ori când încerci să repari ceva, practic pierzi controlul. Toți avem momente în care nu ne place ceva la noi, în care ne vine să ne smulgem părul din cap sau nu părul. Nu, vă rog frumos, oricum la vârsta asta ne cam cade cam mult părul. Pielea, carnea, totul, grăsimea de pe noi, doar că trebuie să fim oameni raționali, trebuie să conștientizăm că nimic nu se face printr-o extremă. Adică dacă eu vreau să mă schimb, nu înseamnă că tai complet, pentru că nu o să ajungi la niciun rezultat, o să ajungi doar nefericit, fometat sau dând pe afară de mâncare, o să ți facă rău, o să îți dai organismul peste cap și nu-i nevoie. Chiar nu-i nevoie, să știți, chiar nu-i nevoie. Adică eu înțeleg și de multe ori este admirabil că unii oameni vor să schimbe ceva și au această ambiție, doar că trebuie să folosiți acea ambiție cu cap. Folosiți acea ambiție în lucruri care cu adevărat vă dezvoltă și vă fac oameni mai buni. Nu încercați să vă distrugeți corpul. Ai cum fizic să slăbești 5 kg de azi pe mâine sau chiar 5 kg într-o săptămână sau chiar dacă ai cum, este clar, trebuie să fie primul indiciu, măi, am reușit să slăbesc 10 kg într-o lună sau 10 kg în 3 săptămâni, atunci este o problemă și este clar că ceva nu a fost bine făcut acolo. Am continuat cu o întrebare și anume, când s-a întâmplat asta, în ce perioadă a vieții? Mi s-a părut o întrebare destul de relevantă ca să pot să fac următorul grafic legat de vârstă și momentul
vieții în care adolescenții se confruntă cu genul ăsta de probleme. Observăm că în top avem vârstele de între 12 și 13 ani, lucru care era destul de intuitiv, pentru că cam pe la acea vârstă începe să te preocupe modul în care arăți și, cel mai important, la acea vârstă începi să gândești. Nu vreau să sune greșit, doar că să știți că eu am observat treaba asta la mine și nu numai la mine. Pe la 12-13 ani am început eu să pun probleme existențiale, am început eu să mă gândesc mai departe de felul în care arătam, pe lângă fel, pentru că așa de la 10 ani nu-mi plăcea cum arătam. Doar că abia pe la 12-13 ani mi-a venit ideea să fac ceva în legătură cu asta și nu doar asta, dar începi să simți orice mult mai intens, începi să fii conștient pe ce lume ești, intri la pubertate și hormonii au foarte mare contribuție în această treabă, pentru că așa îți face corpul și nu înțelegi de ce, și de-aia începi pur și simplu să începe să te preocupe mult mai mult imaginea ta, începi să fii cumva obsedat de tine și să vezi ce ai de reparat, ce ai de schimbat și mult prea puțin ce ai de apreciat. Așa că nu este întâmplătoare această vârstă și totodată nu e întâmplătoare vârsta de pe locul 2, și anume 15-16 ani. Este perioada în care cei mai mulți intrăm la liceu și este clar că și acolo se întâmplă anumite diferențe. Și noi, știind lucrurile astea, trebuie să le prevenim și să fim oameni, cu picioarele pe pământ, să ne băgăm mințile în cap și, bineînțeles, e normal, nu e normal, dar zic, se întâmplă și nu este un capăt de țară dacă treci printr-o problemă de asta. Pentru că, după cum observați, deci am fost tristă când am primit, dar într-adevăr 90% din copiii pe care i-am rugat să-mi scrie au avut despre ce să-mi scrie. Lucru care arată ceva, arată că nu sunteți singuri. Nici eu, și eu credeam că eram singură. Nu sunteți singurii nenorociți peste care a căzut ghinionul. Asta este clar. Ceea ce înseamnă că, după cum o să vedeți și din poveștile celor de aici, puteți să treceți mai departe și o să se termine într-un final. Am încercat să văd ce determină genul ăsta de probleme, cum au ajuns în punctul ăla, pentru că de multe ori există și unii anumiți factori care determină anumite probleme. Tocmai de-aia, după cum observați din grafic, am observat că 20% dintre copii au pornit de la niște factori interni, în schimb 80% se refereau la factorii externi, deci ceea ce se întâmplă în jurul tău de multe ori observăm că te afectează pe tine ca copil de 12, 13, 14, 15, 16 ani. Factorii externi în top avem familia. În general, familia. Mâinile mele sunt foarte subțiri și mijlocul cam la fel, în timp ce picioarele sunt, zic eu, bine. Așa că atât mătușile mele, cât și anumiți verișori și verișoare îmi făceau observații cum că sunt foarte slabă, spunându-mi că trebuie să mănânc mai mult și întrebându-mă dacă, de fapt, chiar mănânc. Atunci când mergeam la respectivele rude, tot timpul mă forțau să mănânc mai mult decât puteam. Cum am menționat mai devreme, încă de când eram mică, asta este alt comentariu, mama mea făcea comentarii despre corpul meu. Momentul pe care mi-l amintesc cel mai clar dintre toate este undeva în clasa 4. În perioada aceea eu făceam un sport constant de câteva ori pe săptămână. Eram la cină cu toată familia, mâncam cartofi prăjiți cu mici, ceva considerat nesănătos. Eu tocmai ce mă întorsesem de la antrenament, fiindu-mi foarte foame, mâncam cu poftă și mama mea a făcut un comentariu care și acum trăiește in the back of my head. Degeaba faci sport dacă mănânci ca o vacă, cuvânt cu cuvânt. Aveam 10 ani. Am fugit în baie plângând. Nu și-a cerut niciodată scuze. Ba chiar m-a convins în a urma o dietă strictă în aceeași seară. Asta a fost starting point-ul. Poate nu pare ceva așa însemnat, dar credeți-mă că a fost. Ba să știi că pare foarte însemnat. Ba să știi că chiar pare și eu citind întotdeauna comentariile voastre și tot ce mi-ați scris aici am rămas strigăruită de foarte multe întâmplări. Nu e. Bineînțeles că nu pot să spun că este neapărat normal comentariul pe care l-a făcut mama ta. Adică clar nu este normal. Doar că acum nici nu pot să vin și să dau în părinții voștri că nu-i cunosc. Dar, asta zic, eu într-adevăr am avut noroc cu niște părinți care, în general, adică nu știu dacă m-au făcut sau au făcut comentarii de genul ăsta care să mă testeze, de obicei m-au susținut și m-au încurajat, doar că sunt conștientă, citind mesajele voastre, că există și genul ăsta de părinți care poate nu o fac, pentru că de foarte multe ori este clar că nu o fac intenționat, pentru că nu cred că vrea un părinte să te facă să ajungi într-un punct în care, vedeți voi, ajungi la o tulburare alimentară care îți strică ani
lunii sau ani din viața ta. Un alt caz avem aici, nu neapărat de bullying din partea familiei, dar cred că stresul în legătură cu școala a influențat destul de mult afecțiunea asta. Totuși, un impact foarte mare l-au avut și problemele personale, relații, certuri în familie. Aveam momente în care simțeam că nimic altceva nu mă mai face fericit și găseam un refugiu în mâncare. De asemenea, aceeași persoană zice că cel mai mult l-a afectat o despărțire foarte grea, care m-a pus la pământ din toate punctele de vedere. Nu voiam să mă mai trezesc dimineața, să merg la liceu, nu mai aveam dorința de a face nimic, nu mai vedeam un rost în viață și simțeam că nu mai are niciun sens să trăiesc. Ceea ce vedem ne duce și la altă problemă care poate determina genul ăsta de tulburări, și anume despărțirile, relațiile, deci adolescenții se confruntă și cu genul ăsta de probleme. Am primit foarte multe răspunsuri și legate de stresul examenului, de stresul evaluării naționale, dar cred că avem și de BAC. Deci am observat acest un pattern, foarte mulți ați întâmpinat anumite probleme în perioada asta. Din cauza stresului cu evaluarea națională, cam cu 2 luni înainte am încetat să mai mănânc. Fără ca măcar să vreau, creierul meu era atât de ocupat că uita că îi mai trebuie mâncare. Trecea o zi întreagă și nu mâncam, iar apoi seara abia după toate temele și ce mai trebuia făcut prin casă, îmi dădeam voie să mănânc. Asta cum dădeam voie. Nu mai spuneți că vă dădeați voie, deci voi aveți voie. Nu trebuie să-ți dea cineva voie să mănânci. Este o necesitate. Inițial, în perioada examenului de capacitate, făceam binging aproape zilnic, ceea ce a dus la faptul că m-am îngrășat foarte mult. După examen, stresul învățatului a dispărut, dar a apărut un alt stres, al faptului că nu arătam bine. O parte din familia mea alimenta această insecuritate, again, vedeți, și cu familia, spunând că aș fi chiar frumușică dacă aș slăbi, și o serie de alte comentarii, unele mai backhanded, altele chiar pe față, dar mult prea traumatizante, ca să zic aici. Ideea este că eu aveam deja un habit de binging format, de binge eating format, și nu e deloc ușor să scapi de asta, mai ales când vrei să-ți iei dietă, așa că am recurs la clasica metodă binging and purging. Într-un timp a mers și am pierdut în greutate 8 kg, pentru care am fost foarte apreciată, deși eu știam că dieta era o minciună. În continuare, am observat și această dorință de integrare la anumiți oameni, deci acesta este un factor, din dorința de a mă integra și de a fi ca toată lumea. Sau, a început după ce am primit mai multe comentarii de ale oamenilor, inclusiv de ale familiei, că am slăbit foarte rău și că trebuie să mănânc ceva, că arăt ca naiba. Familia mea îmi cam spunea că m-am îngrășat sau că ar trebui să mai slăbesc, dar cel mai rău era când mă compareau cu fratele meu. Vreau să menționez că eu nu sunt overweight în niciun fel și pentru mult timp chiar eram foarte bine cu corpul meu, dar faptul că toți ziceau chestiile astea m-au făcut să mă cam îndoiesc. Faptul că eu mă comparam cu fetele din jurul meu, deci aici avem și situația socială. Mereu mă uit la corp cu ce corp au ceilalți și îmi doresc să-l am și eu. Anumite comentarii pe care le-a făcut un băiat. Cred că e nevoie de context, e un băiat din clasă pe care toate fetele îl urăsc pentru că el mereu comentează legat de cum arătăm. Ok! Perfect! Și atunci de ce îl băgați în seamă? Sorry, but... M-am găsit unul care mă enervează. Țin minte că eram mică, 10-11 ani, și unde făceam sport, antrenorul tot râdea de mine că eram cea mai plinuță din club și îmi punea niște porecle. Deci, îmi pare foarte rău. Chiar îmi pare foarte rău. Nu este normal să fii tratat în acest mod. Pe lângă asta avem și partea cu social media pe care putem observa în comentariul. După ce am scăpat de bullying și am intrat în pandemie, deci bullying și partea socială, am început să stau numai pe internet, să-mi găsesc stilul și mi-am vopsit părul. Credeam că trec peste bullying. Chiar dacă la început mă simțeam mai bine despre mine, internetul m-a făcut să văd efectele la corp, dar în special la față. Ah, guys, internetul ăsta. Și încă un comentariu foarte relevant. Mi se pare faptul că aici spune cineva cum că când eram mică, bunica și mama ei insistau foarte mult să mănânce tot din farfurie, că altfel se aruncă la gunoi și e păcat, și cred că de asta prin clasa nouă am început să mănânc mai bine, dar în timp am dezvoltat treaba asta să mănânc absolut tot din farfurie și eventual și ce mai rămâne după aia ca să nu arunc mâncarea. Deci observăm că se confruntă adolescenții și cu genul ăsta de probleme, de faptul că anumite comentarii insistente că mănâncă mama tot din farfurie, că se aruncă, mănâncă tu, că altfel nu. Nu ești un coș de gunoi tu, nu mănânci mai mult decât poți, pentru că nu ești tu responsabil pentru cantitatea de mâncare care există. Într-adevăr, dacă poți să faci mai puțin, fă mai puțin, este foarte important să faci mereu doar cât ai nevoie, ca să poți să mănânci doar cât ai nevoie, pentru că nu este normal să te forțezi, pentru că după aia ajungi, cum ajunsesem și eu, să nu mai știi de fapt care este cantitatea pe care ți-o cere corpul, pentru că îți dai peste cap corpul și nu este cazul.
Adică trebuie să ai grijă să nu mănânci mai puțin decât ai nevoie, dar nici să nu mănânci mai mult. Acel echilibru despre care vă ziceam. Factorii externi, într-adevăr, sunt cei mai răspândiți. Doar că, din păcate, nu avem ce să facem. Nu ai cum să controlezi ce spun cei din jur. Oricât de mult s-ar pune pe internet, don't judge, nu mai critica, fără bullying, fără nu știu ce. Din păcate, nu știu dacă o să ajungem vreodată într-o societate atât de dezvoltată încât să nu mai existe genul ăsta de probleme. Și chiar dacă oamenii ar face eforturi mai mari, cred că mereu ar exista totuși niște oameni care ar face niște comentarii fără să vrea. Pentru că, credeți-mă, foarte des primești niște comentarii, păi da, omul ăla chiar nu a vrut să te rănească. Există și oameni care îți dau bully pe față. Dar în mare caz, în mare parte, sunt genul ăsta de comentarii pe care mai ales familia le face și de multe ori nu neapărat intenționat. Nu zic că la voi n-a fost intenționat și n-a fost cu răutate, dar cine știe, există și cazuri astea. Și ceea ce vreau eu să vă spun este că tu, din păcate, ești responsabil să le ignori. Pentru că comentarii poate să primească absolut toată lumea. Vrei să le iei în considerare și să-ți strici viața și să-ți strici starea sufletească și fericirea? Sau dacă vrei să le ignori și să fii un om mai puternic? Adică în cele din urmă, nu ai cum să-i schimbi pe ceilalți. Tu ești singurul care poți să faci ceva. Așa că lasă-i. Mamă, lasă-i să vorbească. Și în momentul în care zici, da, știu, dar uite ce am zis despre mine, că eu încerc să-i las. Tot rămâne aici, știu că rămâne. În timp o să treacă. De ce să-l lași pe ăla? Ăla, scuză-mă, dar ăla care îți dă bully, își cam bagă picioarele în această situație. Băiețelul ăla de 11 ani se duce acasă, fericit, și pe aia se joacă Roblox, sau ce domnule iartă-mă, se joacă el. Și pe aia tu ajungi acasă și plângi. Cine iese câștigat? Nimeni. De fapt, ba da, băiețelul ăla care se joacă Roblox. Așa că fă-ți și tu Roblox. Și arată cine-i șefa, da? Sau șeful. Fă-ți acum așa. Îi arăți prin alte metode că ești mai șmecher decât el. Punct. Period. Nu mai așteptați de la ceilalți să vă trateze bine. Pentru că suntem într-o societate în care, din câte ne amintim, au existat războaie, încă există războaie și încă câte. Așa că, până în momentul în care o să se coboare Iisus din nou și o să arate calea cea dreaptă și oamenii o să se deștepte, lucruri care nu o să se întâmple niciodată, până atunci trebuie să găsim noi putere în noi. Și la factori intern, bineînțeles, există și cazurile în care, mai puține, deci doar vreo 4 oameni care mi-au spus că, într-adevăr, nu i-a influențat neapărat ceva din exterior, ci a fost o dorință de-a lor. Observăm că 3 dintre ei au spus dorința de a repara ceva ce nu le place la ei. Sau accidental, avem și accidental. Și o să vă dau un exemplu de accidental, pentru că există și genul ăsta. În timpul pandemiei, când mâncam chinese, foarte bune, a început de la simplul fapt că mă plictiseam și mi se făcea foame. Astfel mai luam un bol de chinese și tot așa. După pandemie, când am ajuns clasa 8-a, de la tot stresul examenului, aș fi mâncat orice, fiindcă ajungeam mereu să nu mă mai pot concentra dacă nu aveam ceva de mâncare, fie el dulce sau sărat. Deci a fost cumva dintr-un accident, pentru că nu voia neapărat să schimbe ceva la el. Odată cu carantina am vrut să îmi direcționez atenția către mine. Unul dintre lucrurile pe care voiam să le repar era corpul meu, ceea ce sună absurd în momentul actual, pentru că eram un copil netrecut complet prin pubertate. Dar vedeți, mi-a plăcut foarte mult că ai subliniat chestia asta, că ai vrut să îți direcționezi atenția către tine. Asta este problema noastră, asta este problema noastră. Hai să fim, să o spunem pe șleau, suntem mult prea narcisiști. Nu este cazul, pentru că toate aceste probleme, da, adică majoritatea, pornesc de la faptul că suntem narcisiști. Pentru că ne concentrăm mult prea mult pe propria persoană, dar pe fizicul nostru, nu pe mintea noastră. Este momentul să conștientizați sau să conștientizăm, pentru că și eu mai am aceste probleme, că suntem mult mai mult decât arătăm și că trebuie să facem ceva cu viața noastră, că altfel ne pierdem ani din viață. Acum, următoarele 2 întrebări o să le juxtapun așa, să le suprapun puțin, ca să aibă mai mult sens. Următoarele au fost legate de cum a evoluat problema voastră, să o povestiți puțin, și care a fost cea mai grea perioadă, cel mai dificil moment. Să citim puțin niște comentarii făcute de o persoană care a spus că a suferit de simptome de acestea de anorexie, de ortorexie și de body dysmorphia. Inițial a început ca o dorință de a fi sănătoasă, făceam și mult sport. A devenit din ce în ce mai mult o obsesie de numărat calorii și monitorizat greutatea. Dacă nu ajungeam la spital, nu știu când m-aș fi oprit. Ce spunea familia mea ca să mă încurajeze să trec peste asta, îmi trecea pe ureche și ieșea pe cealaltă.
care a fost cea mai grea perioadă? Număratul calorilor și faptul că nu mă puteam gândi la nimic altceva în afară de asta. Ce o să mănânc peste câteva ore, câte calorii are, dacă e sănătos, etc. etc. Și faptul că mi-era frică să mănânc unele chestii, zahăr, cașcaval, carne. Da, într-adevăr, problema asta cu caloriile am întâmpinat-o la foarte multe persoane, foarte multe persoane cum văd ceva, se uită, ah, câte calorii are, poate ajunge foarte ușor într-o obsesie. Și după cum observăm și persoana asta a ajuns la spital, pentru că altfel, cine știe, poate s-ar fi terminat mult mai rău. Nu este deloc recomandat să dezvolți o obsesie de numărat calorii, pentru că este clar că tu atunci o să ai cumva o percepție mult mai clară despre cât înseamnă fiecare și o să ți se pară automat că totul este mult prea mult. Așa că ce o să faci? Nu o să mai mănânci nimic. O să fie greu, o să fie foarte greu și o să dureze, dar contează că o să ajungeți unde trebuie. Am găsit o poveste destul de tulburătoare. Este vorba despre cel care a spus că nu știe exact cum să o definească, că este teamă să meargă la medic, dar și totodată cel care a spus că antrenorul de sport râdea de el. În prezent sunt foarte bine. Mănânc o dată la 3 zile când sunt ok. Nu știu ce am mai exact, doar că dacă nu mănânc, mă simt rău. Ca să vezi, mamă! Nu pot să cred! Dacă nu mănânci, îți e rău? Fugi, Dacilea, nu te cred! Nu te cred! De atunci când mănânc, mă simt și mai rău, atât fizic cât și mental. Faptul că pot să mă abțin din a mânca mă face să mă simt foarte bine, iar atunci când mănânc, mă simt într-un fel vinovată că nu m-am putut abține, încă puțin, și încerc din tot posibilul când mănânc, să am porția cât de mică se poate, sau dacă sunt la o ieșire și mănânc, fac tot ce-mi stă în putință să ajung după ce se mănâncă. Mă simt prost să mănânc față de alții, mă simt judecată. Faptul că pot să mă abțin din a mânca câteva zile îmi dă un feeling de empowerment și mă simt de parcă aș fi ceva pe care nimeni în niciun fel nu-l poate strica. Eu înțeleg treaba asta, doar că trebuie să conștientizezi. Deci este clar că tu ai în tine un caracter foarte puternic, un caracter, da, care, deci exact treaba asta, că vrei să arăți că poți mai mult, că o ambiție. Trebuie să conștientizezi, eu nu-mi dau seama dacă în momentul de față tu conștientizezi sau nu, că nu este în regulă faptul că mănânci odată la 3 zile. Folosește acea ambiție într-un mod productiv, într-un mod eficient, într-un mod care te va ajuta pe viitor. Fă ceva ce-ți place, învață mai bine la școală. Mâncarea, din păcate, deci pe scrița aia, pe piramida nevoilor, este în top, pentru că nu ai cum să faci nimic fără să mănânci. Nu ai cum. Chiar dacă crezi că poți, nu ai cum. O să dureze o perioadă, o să ai senzația că te duce, că merge, dar după aia nu o să mai ai cum. Și nu vă testați, nu vă puneți la încercare capacitățile astea de abținere și nu vă testați corpul, că corpul o duce până când o mai duce și știu că sunteți tineri și aveți senzația că nimic nu vă poate strica, dar să știți că astea totuși se simt și se resimt și nu este necesar. Nu așa se rezolvă. Nu așa se rezolvă. Nu știu să-ți dau mai multe sfaturi că nu te cunosc și nu-ți cunosc foarte bine cazul, dar cere ajutor. Vorbește cu părinții tăi, dacă nu, vorbește cu un prieten, dacă nu, du-te la psihologul școlii sau la medicul școlii sau cu un profesor sau vorbește, pentru că este clar că ai nevoie de cineva care să fie acolo, pentru că treaba nu este atât de deep. Nu e nimic atât de deep. Și se rezolvă, doar că trebuie să ai grijă de tine. Cel mai greu mi-a fost în clasa 8-a când am refuzat să mănânc o săptămână pentru că nu mai puteam cu toate poreclele care mi se puneau și am rezistat doar pe apă 7 zile. Ceva care te strică pe tine ca persoană și îți strică sănătatea nu are cum să fie o reușită. Adică, asta încerc să vă explic. Bă, dă-i dracu, îmi pare rău pentru my French, dar dă-i dracu pe copiii ăia de-a 8. Adică eu înțeleg că oamenii sunt nasoi, oamenii sunt răi și avem în jurul nostru extrem de multe exemple care ne susțin acest fapt. Doar că trebuie să le arăți că ești mai puternic decât ei și ca să le arăți că ești mai puternic decât ei, nu le faci pe plac. Asta te-au făcut pe tine. Să-i asculți. De ce ai asculta? Ceva ce te ridică pe tine din punct de vedere, nu știu, intelectual și în general, te ridică pe tine la alt nivel, dar nu-ți strică sănătatea. Adică arată-le că ești mai mișto exact prin asta, nu știu, folosește-ți ambiția aia ca să... Uite, ziceai că faci sport. Dă-i în continuare cu sportul ăla,
câștigă, mamă, campionatul lumii și atunci să mai vezi tu dacă îți mai comentează cineva, pentru că am observat treaba asta foarte mult. Vă zic, lumea nu prea se mai ia de anumite persoane, de fizicul lor, în momentul în care ele au cu ce să se mândrească cu altceva. Găsiți-vă acel ceva cu care să vă mândriți, pentru că altfel, vă zic eu, o să pară fleacuri toate astea. Am mai avut aici încă o persoană care a spus exact de treaba asta, că era un stres legat de liceu și un eșec pe plan romantic. La început credea că e ceva normal și că nu e nimic grav și că poate controla, dar pe parcurs ajunsese la perioade în care nu putea să mănânce nimic fără să vomite. Probabil aceea în care multe persoane credeau că mă prefac sau că e ceva problemă gastrică și mai nimeni nu credea că e pe fond psihic. Da, se întâmplă. Treaba asta se întâmplă. Adică de multe ori există momente în care corpul tău reacționează și fiecare corp reacționează într-un mod diferit. Și eu am reacționez destul de tare la genul ăsta de factori de stres și mie mi se face greață când am emoție, orice emoție ar fi, și mie mi se face greață. Dar înveți cu timpul să te controlezi și în cazul în care nu ai învățat tu, deși posibil să fi reușit până acum, stai liniștită că o să treacă și o să înveți și nu o să fie asta o problemă. Știu treaba asta cu problemă gastrică, că și eu după ce mai vomitam pe fond de stres, mă duceam la mamă și ziceam: mami, am vomitat, și mami era: ah, nu nimic, scot stixurile și brânzica de vaci. Și am: nu, mami, știi, nu are legătură cu treaba asta gastrică. Adică da, se întâmplă. Încă un factor foarte relevant, mi se pare, pe care nu l-am menționat mai devreme, dar pe care este neapărat necesar să-l menționez, este pandemia. Deci este clar că de aici putem să tragem o concluzie, faptul că pandemia a avut un impact foarte mare asupra copiilor, și pot spune și din experiență personală, pentru că este clar că această izolare te face să te cufunzi mult mai mult în problemele tale și mult mai mult în gândurile tale, și asta zic, ajungi exact la vârsta la care începi să gândești și asta este problematic. Când te mai lasă și lumea singurel, începi să fii doar tu cu gândurile tale, lucru care poate ajunge la un mic sistem de autodistrugere, dacă știți ce zic. Măi, aici mi-a scris cineva, deci îmi pare rău, nu o să pot să citesc tot. Doar că mi-a scris cineva așa, doar ca să înțelegeți, o să pun de fapt și pe ecran, în cazul în care, asta zic, ca să nu ignor, îmi pare rău că nu o să pot să vă menționez pe toți, dar astăzi mi-a scris Dita mai. Și eu l-am citit, să știți, eu le-am citit pe absolut toate. Da, am citit din nou ce ai scris și să știi că asta zic, îmi pare rău și știu că a fost o perioadă foarte nasoală, doar că contează că acum ești mai bine. Vreau să vorbesc și despre un caz de bulimie al unei fete care a suferit de asta de la 14 ani până în prezent. Spunea la momentul respectiv că avea aproape 18 ani. După aceea, în ultimii ani, dorința de a slăbi a luat un loc secundar și vomitatul a devenit un fel de a-mi elibera stresul. Cu timpul mi-am format un sistem. Știu exact când să vomit, cum să curăț, câtă apă trebuie să beau înainte, în funcție de ce mănânc. Cu alte cuvinte, sunt foarte funcțională. Chiar și când mi se întâmplă de mai multe ori pe zi vomit, doar după ce mănânc cantități foarte mari de mâncare, deci nu fluctuez în greutate vizibil pentru alți oameni. Când sunt trigger de anumită conversație, mâncare, tăcât, doar merg la baie în liniște. Abia anul ăsta am început să mă deschid, să povestesc experiența, să admit că am o problemă și să încerc să mă tratez la oameni specializați. Care a fost cea mai grea perioadă, cel mai dificil moment? Cel mai greu lucru a fost să vorbesc cu părinții mei. Mama mea m-a prins în fapt și m-a certat de parcă e ceva ce pot opri, și tatăl meu, for the longest time, refuza să creadă că eu am așa ceva, chiar și când am fost diagnosticată. Mi-a spus că toate femeile fac asta ca să slăbească. Cred că asta este și motivul pentru care nu am zis nimic ani de zile. Nu credeam că sunt destul de bornavă cât să merit ajutor. O să mă rup puțin de la regulile și structura mea ca să vă citesc și ceea ce a spus după aia la următoarea întrebare, pentru că mi se pare foarte relevant. Nimeni nu știu, ci chiar și recent, când au aflat, prietenii mei nu prea știau cum să mă ajute, mai ales că par foarte ok. Prietenii mei care au aflat sunt cei care m-au ajutat indirect, prin prezența și prietenia lor. Simțeam că îi pasă cuiva de mine, că mă crede. Este esențial să ai o persoană care te crede și te acceptă în situația asta. Mi se face pielea de găină, pur și simplu, pentru că îmi imaginez prin ce ai trecut. Îmi pare foarte rău, sincer, pentru tine, pentru că văd că nici părinții tăi nu pot să spun că te susțineau foarte mult. Deci ce ai spus și tu cu prietenii care nu știau foarte bine cum să te ajute. Ideea este că nu prea are cum să te ajute cineva. Există oameni care te pot ajuta, oamenii, da, care lucrează în domeniul ăsta. Dar, până la urmă, tu ești singurul care poate face o diferență pentru viața ta și poate să-ți schimbe viața și stilul de viață și
Oricât de mult ar încerca, știu că îți dorești treaba asta, să te ajute cineva, să te ajute cineva. Și eu eram exact la fel și eu am avut noroc însă cu părinții care încercau și mă susțineau și chiar dacă de multe ori aveam senzația că nu mă ajută cu nimic sau începeau să țipe la mine sau lucrurile astea, la un moment dat nici și alte persoane nu mai știe ce să facă, nu mai știe ce să facă și în momentele alea, da, mie venea să plâng mai tare pentru că îi puneam pe ceilalți într-o poziție nasoală, nu pentru mine. Pentru că eu știam că eu mă simt rău și aia e, doar că nu știam cum să reacționeze ceilalți, nu știam ce să spună ceilalți. Și este frustrant atât pentru tine cât și pentru cei din jur. Din păcate trebuie să încercăm, să ne concentrăm și să ne dăm seama că nu e ăsta ultimul lucru de pe lume, că există probleme mai grave și că există lucruri mai importante la care trebuie să ne gândim și există lucruri care ne merită mult mai mult atenția decât genul ăsta de lucruri. Și așa o să îi ajuți pe cei din jur, dar te ajuți pe tine. Și îmi pare rău, știu că a fost greu. O să mai revenim la... O să vă mai spun niște lucruri, dar mai întâi vreau să mai trecem printr-una, două povești din asta. Un exemplu de binge eating disorder, care zicea că s-a întâmplat prin clasa 7, acum este a 9. Am început probabil prin a încerca să mănânc puțin sau deloc, dar după aia, după câteva ore, mi se făcea foame. Așa că începeam să mănânc tot ce găseam, în special dulciuri. După ce mâncam, mă simțeam foarte, foarte prost în legătură cu asta, pentru că știam că trebuie să mă abțin ca să pot să slăbesc. Lucrul ăsta m-a făcut să mă urăsc și mai tare. Din fericire, acum am foarte rare episoade de genul ăsta, încă se mai întâmplă, dar am ajuns într-un punct în care îmi place cum arăt și nu mai simt nevoia de a slăbi. Depinde ce înseamnă să te abții ca să slăbești. Dacă mănânci, nu știu, prostii și îți începi eu fiecare masă cu un baton de un Snickers sau o pungă de chipsuri sau ai această problemă de a mânca mereu prostii și în junk food, atunci da, este nevoie să te abții. Doar că trebuie să facem această diferență dintre abținerea de la mâncărica care îți aduce pe lângă fericire, îți aduce nutrienți, energie, mulțumim, așa, și mâncarea proastă. Este foarte important să nu mâncați prostii, doar că în același timp să mâncați mâncare și dacă o să poftiți odată o prostie, să nu intrați în panică, pentru că e ok, este ok dacă aveți o poftă acum de... Știu, pentru unii oameni e mai greu, pentru unii oameni e mai ușor. Ideea este să facem această distingere între abținere de la ceea ce este necesar, de la ceea ce este necesar să te abții, adică merdenele, nu știu, că mănânci lucrul ăsta în exces. Eu, bineînțeles, nu vă cunosc și mi-este foarte greu să vă dau așa sfaturi și să arunc cu sfaturi când eu văd o bucățică atâta din viața voastră, o bucățică atâta de text. Asta nu înseamnă nimic, bineînțeles. În mijloc este echilibrul. Totul se rezumă la echilibru, totul trebuie făcut cu echilibru. Și spun asta pentru că aici spui da și mă bucur foarte mult că ai ajuns într-un punct în care îți place cum arăți și nu simți nevoia de a slăbi, dar poate, la un moment dat, o să ajungi în viață într-un punct în care iarăși o să simți că vrei să slăbești sau o să simți că vrei să te îngrași. Pentru că și eu recunosc că am avut momente în care, ia să zic, ajunsesem într-un punct în care îmi plăcea mega mult cum arătam și eram și sănătoasă, nici nu aveam probleme psihice sau ceva. Și am zis, ok, toată viața mea s-a ordonat, s-a așa, nu mai am nicio problemă în viață și nici nu o să mai am. Și după aceea când am dat de faptul că brusc, parcă iarăși am o problemă, brusc iarăși nu mai place cum arăt, am intrat în panică că nu știam ce, Doamne, să fac și am zis, Doamne ferește, dar nu era normal așa ceva, stați o clipă, că acum 3 luni arătam minunată, de ce acum nu mai arăt minunat și nu mai știam cum să gestionez toată situația și am intrat în... Trebuie să fiți pregătiți pentru orice moment, pentru că nu ai de unde să știi în ce direcție o să ia corpul tău. Oricât de mult ai încercat tu să rămâi constant, nu ai de unde să știi. Nu ai de unde să știi pentru că nu tu controlezi mereu. Și e frustrant. Știu că e frustrant pentru că și eu am anumite probleme pe care alții nu le au. Și e frustrant pentru mine, dar aia e. Până la urmă, what the fuck, n-ai cum să fii perfect. Nu ai cum și nu ai cum să pretinzi că vrei să fii perfect, pentru că nu ai cum. Așa că concentrează-te în loc să repari neapărat toate problemuțele pe care le ai, să-ți scoți în evidență abilități. Ok, o să mai citesc unul pentru că la fel mi se pare impresionant. Eu dintotdeauna am avut o sensibilitate din cauza unei ușoare anemii, iar în ultimii 2 ani amețesc oricând mă ridic de pe scaun sau stau întinsă. Toată lumea îmi zice că sunt slabă, prea slabă. Însă dacă văd eu la cântar peste 50-51 de kilograme, nu mai contează ce mi se zice, decid singură că am mâncat prea mult ziua aia.
și mănânc și mai puțin până când văd iar că s-a ajuns la o cifră care îmi place. Realizez că nu e sănătos și totuși o fac, cumva, ceea ce e incredibil de frustrant. În ultimii 2 ani mi-am format groaznicul obicei să mă cântăresc de fiecare dată când intru în baie și dacă intru de 12 ori în baie, de 12 ori o să văd dacă acum zice 50,6 sau 50,3. Cel mai greu mi-e de fiecare dată când mi se spune că sunt prea slabă sau tu nu ai de ce să te plângi. Vă zic din experiență, fiecare are bătăliile lui și greul și luce fiecare. Ai foarte mare dreptate. Nu înțeleg treaba asta. Înțeleg că nu contează orice ți-ar spune lumea, pentru că tu tot ești cu gândurile tale. Doar că vreau să știi că toată lumea trece prin asta. Poate nu toată lumea, hai să nu generalizez, dar foarte multă lume trece prin treaba asta. Și asta cu cântăritul este cea mai mare problemă, pentru că eu am ajuns la concluzia că cântarele sunt greșite. Deci eu sunt per convinsă și eu îmi susțin punctul de vedere, cântarele sunt greșite. Deci nu mă interesează când nu-ți place ce arată cântarul. Este greșit. Este greșit. Deci eu vă spun și din experiența mea, da? Deci eu anul trecut aveam, ultima oară când mi se părea mie că arăt extraordinar, sunt zeiță, așa, aveam 56 de chile. Aveam 56 de chile. Și după aia mă cântăresc, deci până în septembrie aveam 56, mă cântăresc eu prin martie, așa, aprilie, că mi se părea mie așa că parcă m-am mai îngrășat, așa, parcă m-am mai împlinit, dar nu eram foarte supărată, dar eram așa. Mă urc pe cântar 63. Am zis, stai o clipă, că acelic că aveam 56, cum adică am 63 acum. Se mai întâmplă. Asta nu înseamnă că arăt rău acum. Pentru că nu arăt rău, asta este clar. Eram foarte slabă la 56 de kg, dar nu pentru că voiam, nu pentru că am făcut ceva. Pentru că corpul trece și fluctuează. Clar că există perioade în care ești mai așa, perioade în care ești mai așa. Și nu trebuie să intri în depresie în momentul în care se schimbă ceva și nu mai ai ce ai. Și știu, eu acum, știți, simt că am un grad de înțelepciune foarte, foarte așa, ridicat. Pentru că în momentul în care am văzut și ăștia, mă dați seama că am început să bocesc și mi-am stricat zilele așa multe. Până când m-am obișnuit și acum mi se pare foarte, pare mea, am 1.75, ce voi ați să am? Ei, în fine, 1.74. 1.73.5, nu contează. Hai, acea ambiție pe care am observat-o la foarte mulți dintre voi, mamă, folosiți-o și voi într-un scop așa. Că puteți! Și puteți! Și eu știu că puteți, pentru că e clar că puteți, că sunteți oameni inteligenți. Păi găsit una care îmi place și promit că este ultima. Adică ultima de la această întrebare. Mulțumesc, păi trecem mai departe. Trecut prin pubertate, m-am reîndrăgostit de sport într-un mod pozitiv de această dată și non-nociv. Am învățat să mănânc sănătos, dar satisfăcător și cel mai important, am învățat să-mi direcționez atenția către caracterul meu, nu către corp. Sunt mult mai mult decât cum arăt. Am terminat și cu întrebarea asta, după aia mai am unele foarte scurte, chiar o să termin, să știți. Un singur lucru mai vreau eu să spun. Aveți grijă de voi. Este extrem de important să conștientizați că voi sunteți tot ce aveți în lumea asta momentan. Sunteți la vârsta la care vă descoperiți, vă dați seama cine sunteți și ceea ce vreți să faceți cu viața voastră și nu vă pierdeți timpul, nu vă pierdeți... Doamne, și pe voi? A, voi nu vedeați. Doamne, deci mă crezează rău de tot că n-am băgat cuvertura și în partea asta sunt dormit. Sunteți la vârsta la care trebuie să aveți alte preocupări. Preocupări care să vă dezvolte mai puternici și să vă dați seama că este momentul să vă concentrați atenția către ceva cu adevărat important. Eu am observat treaba asta pentru că în momentul în care am reușit să trec peste, au fost momentele în care am găsit ceva care să îmi distragă atenția. Așa că eu asta vă recomand. Căutați lucruri care să vă facă fericit. Du-te, mamă, și vă stăm la chimie, că o să-ți treacă problema asta. Deci, mie asta îmi zicea și mami. Când veneam eu tristă, că... Mami, sunt urâtă. Mă zicea, da? 3 probleme la matematică. Bă, știți cum îmi trecea? Știți cum îmi trecea? O să reușești să-ți controlezi emoțiile, pentru că, până la urmă, despre asta e vorba, despre control și despre controlul pe care tu trebuie să-l ai asupra corpului tău, asupra minții tale. O să trecem și la ultimele întrebări, și anume dacă ai reușit să treci peste. 47 dintre voi, din fericire, ați spus că da, ceea ce mă bucură foarte mult. 32% sunteți în proces și 21% că nu. Fiecare trece în ritmul lui, este normal. Nu ai cum, dacă unul a trecut într-o lună, observăm și din tabelul următor, pentru că o să spun aici după cât timp ați trecut, o să vi-l pun pe ecran acum. Aici și vreau să vă citesc, mă rog, este un comentariu scurt, că încă nu a trecut peste asta și nu crede că o să treacă vreodată.
țin să te contrazic. Nu există să nu reușești să treci. Da, normal, o să ai mereu o sensibilitate legată de asta. Dar toată lumea are o sensibilitate legată de ceva în această viață. Până și Nea Gheorghiță, care taie porcul de Crăciun, ai putea să spui, Nea Gheorghiță n-are nicio problemă în viață. Uite, lui nu-i pasă că mănâncă 3 slănini pe zi de Crăciun. Normal că poate el nu are un eating disorder, dar poate are alte probleme. Poate și-a tăiat piciorul când încerca să taie porcul. Știu eu! Nu știi și nici tu nu știi. Și eu mi-am dat seama de chestia asta la un moment dat. Când mă uitam la cineva, știți, și eram supărată. Supărată că am umerii prea lați, că nu mai știu, că nu știu cum. Și mă uitam la o fată care avea umerii mai înguști. Și am, frate, uite ce noroc pe fata aia, ea are umerii mai înguști, nu pare Tarzan, de ce eu par Tarzan? Și pare ziceam, stai clipă, dar eu aș vrea să fiu fata aia? Uite, fata aia nu știe să gătească paella. Nici eu nu știu să gătesc paella. Ideea este că niciodată nu o să fie o persoană, nu există o persoană perfectă. Și știm treaba asta și ba da, ca să revenim la întrebare, ba da, o să poți să treci peste. Normal că o să poți. Pentru că atâta timp cât tu vrei, o să poți. Și chiar dacă ai momente în care te întorci în timp și ai senzația că, Doamne, eu credeam că am trecut peste și acum parcă toate au revenit. Asta este un semn de progres. Și am ajuns și la ultima parte și anume sfaturile pe care vi le-am cerut vouă pentru cei care se uită sau poate chiar pentru voi. Așa că o să le citesc repede, 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 repede. Primul pas e să-ți dai seama că ceva nu e regulă și că poate fi și mai bine. Și nu o să treacă imediat, dar o să treacă. Fiecare zi e mai ușoară decât ieri. Totul e să începi. Să încerci să te faci bine. Mamă, ce vă iubesc când scrieți așa frumos. Încearcă să găsești o soluție și poate să asculți și sfaturile celorlalți. Chiar dacă pare că te judecă și te fac să te simți aiurea. Trebuie să te chinui și să schimbi ceva. Bra! Corpul tău e doar un ambalaj pentru personalitatea și caracterul tău. Concentrează-ți atenția și energia către interior, nu către exterior. Dacă aveți norocul de persoane de calitate, vorbiți cu ele, iar dacă nu, încercați să faceți sport. Va fi foarte greu la început, o să vi se pară chiar imposibil, dar după un timp o să vedeți că este fix ceea ce funcționează cel mai bine pentru liberarea de stres, nervi, orice. Adevărat, chiar ajută foarte mult sportul. Nu mâncați sarmale fără pâine! De ce? Nici măcar cu mămălicuța? Ok, dar acum pe bune, luați medicamente, nu multe și destule și destinate tulburărilor alimentare. Și luați o pauză, dormiți, ascultați muzică, vă uitați la canalul Matei. Acum sunt curioasă cine este canalul Matei, în fine. Mâncați regulat și destul. Un sfat genial. Don't be harsh on yourself, sunteți cea mai importantă persoană din viața voastră, doar pe voi aveți pentru tot restul vieții. Cel mai important este să vă iubiți și să vă acceptați pe voi. I think this can apply to everyone, da, foarte adevărat. Nu vă fie frică să vorbiți, un prieten, mamă, un frate sau o soră, nu vă invalidați singuri, fiecare are problemele lui și niciuna nu este neimportantă. Le-aș spune că un eating disorder arată diferit la fiecare om, faptul că experiența mea sau oricărei persoane nu seamănă cu a voastră, nu înseamnă că nu aveți o problemă, că nu meritați ajutor sau nu vă fie frică să-l cereți. E un idee, e o luptă zilnică, so don't be too hard on yourself, e normal să ai relapsuri, faptul că voi vă treziți în fiecare dimineață cu dorința de a trăi și a fi mai bine este cel mai important lucru. Viața este prețioasă și toți meritați să o trăiți așa cum vă face fericiți. Iar îmi face pielea de mine. În primul rând, nu vă ascundeți în voi, lăsați sentimentele să iasă afară, plângeți dacă e nevoie, discutați cu ceilalți, e foarte important pentru că nu ajunge în cealaltă extremă. Dacă voi nu vă știți pe voi, e greu să știți din astfel de situații. Aveți răbdare cu voi, totul va reveni la normal. Corect. Dacă ți-ai dat seama că ai această problemă, deja ai făcut primul pas și dacă în mintea ta vrei să scapi de acest lucru, încearcă măcar să povestești unei persoane de încredere și o să te simți mai bine. Dar tot tu trebuie să te lupți. Eu am avut o cauză de depresie, deci diferă la fiecare și la fiecare e o soluție diferită, dar pot spune că după ce povestești, te simți mai bine. Poate chiar îți dai seama că are soluția până nu e prea târziu să se întâmple ceva rău. Mai aveam o întrebare legată de cine te-a ajutat să treci peste, adică dacă a fost cineva alături. Cred că n-am făcut grafic cu asta. Asta este o problemă. Dar am centralizat, am scos informațiile. Stați o clipă, mă uit pe carnețel. Aveam pe carnețel, dar am uitat să fac tabelul. În top avem 9 răspunsuri legate de familie. Deci 2 răspunsuri legate de iubitul sau iubita. 5 răspunsuri legate de prieteni, deci prietenii le-au fost alături.
Sau 7 răspunsuri legate de nimeni. Astea erau destul de împărțite, mulți n-au primit ajutor pentru că nu spuneau treaba asta. Adică nu neapărat că au cerut ajutorul și nimeni nu le-a dat. Guys, cred că am ajuns și la finalul acestui videoclip. Au trecut doar 3 ore, 4 de când filmez, nu știu. Contează că vă mulțumesc foarte mult celor care ți-a ajuns până aici. Sper că a fost de ajutor cuiva acest videoclip. Eu l-am făcut cu scopul de cumva a da voce problemelor pe care le-ați întâmpinat voi și pe care le-ați avut voi. Pentru multe lucruri pe care nu am reușit să le menționez, dar să știți că le-am citit și am fost acolo cu voi în momentul în care am parcurs rândurile pe care le-ați scris voi. Să știți că nu sunteți niciodată singuri, nu sunteți singuri și chiar dacă simțiți că nimeni nu vă înțelege, încercați să vă înțelegeți voi pe voi. Ok, ăsta este un sfat foarte prost. Nu are rost să mai fac o sesiune de sfaturi acum, pentru că cred că am vorbit suficient tot videoclipul și sper că i-ați ascultat pe toți, sper că ați ajuns în punctul ăsta al videoclipului. Și aveți grijă de voi, asta este tot ce pot să spun. Contează să fii fericit, să-ți găsești un echilibru, să ai grijă de sănătatea ta. Știu că nu există o singură rețetă, contează fiecare să găsească echilibrul lui, prin care este, își asigură toate necesitățile, da? De la fericire până la mulțumire, până la sănătate. Pentru că degeaba ești Victoria's Secret Supermodel dacă nu poți să te bucuri de petrecerea la care mergi, chiar dacă ți se pare că ești cel mai hot de acolo, dacă nu te poți bucura de acea petrecere pentru că îți vine să leșini constant pentru că n-ai mai mâncat de 3 zile. Eu vă pup. Îmi pare rău că am postat atât de greu acest videoclip, dar mulțumesc că ați avut răbdare, mulțumesc că v-ați uitat la el. Vă pup, vă iubesc și ne revedem data viitoare cu un nou videoclip pe acest canal.